Felicitări pentru victorie, ești omul meciului. Spune-ne cum a fost și dacă te așteptai în minutul 3 să primești o astfel de pasă. Bună seara. A fost un meci greu. Da, am început foarte bine pentru greșeala lor. Am fost buni că am mai marcat imediat, dar după avem suferit puțin, dar meritul lor. Cred că este foarte bună echipa, joacă un fotbal foarte frumos și cred că poate în prima repriză au jucat mai bine decât noi. Dar noi am fost buni, cred că avem rămas în avantaj pentru în prima repriză și a repriza a doua cred că avem făcut mai bine. Mi-a plăcut foarte mult cum avem jucat în repriza a doua și acum ne bucurăm și din duminică începem să ne gândim pentru meciul viitor. Spune-ne, e Craiova în cel mai bun moment al ei, tu ești de ceva timp aici, dar este în cel mai bun moment, mă refer și ca echipă, mai omogen, parcă un pic mai maturi în joc și tu care, iată, revii la acea formă pe care o așteptau cei de aici, de la tine. Dar FCU 2, 3, 4 ani trecute era în Liga 3, Liga 4, acum e al doilea an în Liga 1 și ușor ne apropiem la cei mai înalte echipe, nu? Anul trecut era diferența era foarte mare din noi cu echipe mare. Acum cred că s-a redus mult, dar trebuie să continuăm. Obiectivul nostru e să intrăm în play-off și muncim pentru asta. 5 goluri pentru tine până acum. Care e targetul pe care ți l-ai pus? Nu, cum am zis, targetul este play-off pentru echipa. Eu sper că sunt atacant, treaba mea e să fac gol și sper că ajut echipa pentru să obținem acest obiectiv. FCSB-ul e interesată de tine. Cum ți se pare acest lucru? Nu mă gândesc pentru asta, mă gândesc doar pentru meci, acum pentru Ages și din duminica mă gândesc pentru Petrolul, sunt cu FCU, sunt fericit aici și nu mă interesează să vorbesc pentru altă echipă. Dar măcar așa e un sentiment, încearcă un sentiment că te doresc alte echipe și o echipă care, iată, se luptă la titlu până la urmă. Sincer, nu mă uite pentru internet. Da, m-au zis, dar nu mă interesează. Mă interesează doar pentru echipa mea. Cum vezi de acum lucrurile cu un Marius Croitoru care a adus un alt suflu la echipă? Da, cum am zis, avem redus gap cu echipe mari în un an. Asta cred că e meritul de antrenorul nostru și patronul care a adus acest antrenor. Suntem fericiți, dar trebuie să ajungem la obiectivul nostru la sfârșit de anul. Important sunt rezultatele în fotbal și muncim pentru acest obiectiv. Mulțumim!